Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Relații de Parenting. Iată-ne din nou cu Alexandru. Bine ai revenit, Alexandru. Bine vă regăsesc. Și ca să nu mai discutăm mai mult decât e necesar, pentru că rândul trecut ai rămas cu niște lucruri neterminate spuse, o să-ți dau voie să te rog, de fapt, să începi cu ce ai rămas dator, să zic așa, de la emisiunea trecută. Adică cu părțile pe care nu am apucat să eventual, le eventual o mică recapitulare ca să-și aduc aminte telespectatorii noștri ce ai spus și să reluăm de acolo de unde... Bun. Ce o să facem? O să reluăm de unde am început. O să iau în spate, o să dau și foaia în spate. Asta este exact ce unde am rămas data trecută. Așa că o să prezint direct la tablă. La emisiunea trecută am vorbit de faptul imagine de sine, dar vedeți să folosesc aceeași cariocă, imagine de sine, adică este imaginea pe care exteriorul ne oferă nouă, motiv pentru care ne construim o imagine personală care este imagine egotică, e ceea ce duce la un moment dat în favorizarea celui ceea ce se numește egocentrism, dar o să vorbim imediat despre asta, versus stimă de sine, de sine și spuneam că există o diferență între imagine de sine versus stimă de sine și anume, imaginea de sine este construită, o imagine creată, imagine construită de către viziunea ceilalți, despre mine, motiv pentru care îmi construiesc identitatea pe baza viziunii celorlalți despre mine, îmi dau un feedback generativ sau unul care să mă îngroape, în momentul în care eu creez o imagine externă pe baza feedback-ului lor, eu îmi creonez o identitate care se manifestă în raport cu ei exact cum ei au nevoie. Adică construiesc o imagine după nevoia lor, nevoia externului. Ăsta e motivul pentru care mulți copii rămân într-o imagine de sine exacerbată în exterior sau într-o imagine de sine anulată în interior. E ca și cum capsula asta pe care o vedeți aici, pe care o creăm în jurul nostru, ca și cum îmi creez o bulă în care stau, este bula realității mele. Pe de o parte este o bulă extrem de pozitivă, extrem de potențiatoare ca expresie, din punct de vedere al imaginii, nu neapărat al capabilității mele de manifestare. În momentul în care eu mi-am făcut o imagine bazată pe proiecția celorlalți, că sunt cel mai tare, că sunt cel mai bun, că sunt, că pot, că tu știi să rezolvi toate problemele, că tu te descurci în orice situație, că tu poți. Nu fac altceva decât creez o presiune, da? O foarte mare presiune, prin care eu trebuie să răspund nevoii celorlalți ca eu să fiu la nivelul înălțimilor. Și am văzut, adică se întâlnește în experiența de lucru cu oamenii, foarte mulți copii care din premianță ajung cu ultimii. Prin premianță, copii care au dat rezultate incredibile, cel puțin în primele 4 clase, 5 clase, 6 clase, când ajung la nivelul de liceu sau la nivel de facultate, cad de la înălțimea așteptărilor care a fost proiectată asupra lor. De ce? Pentru că acea nevoie și acea înălțime a fost creionată și susținută doar pentru a satisface viziunea celorlalți despre ei și neapărat viziunea lor despre. Da? Sunt foarte mulți copii care ajung să meargă pe domenii sau pe zone de expertiză, se pregătesc în cariere pe direcții care n-au nicio legătură cu ceea ce și-ar dori cu efectiv să facă, profund în interiorul lor, dar pentru că ceilalți au niște așteptări și hrănesc. Tu poți ajunge cel mai bun doctor din țară, tu o să ai toți banii din lume, eu nu am castele, dar tu o să ajungi să ai castele. Eu nu-mi permit să am o mașină de ultimul așa, dar tu o să ai casa ta, o să ai și asta până la 30 de ani. Da? Și ce face copilul? Copilul zice da, creonează o imagine în afară, după care face tot ce este posibil să ajungă să satisfacă nevoia imaginii celuilalt despre el. Și de atunci se pierde. În momentul în care se duce în această poziție și este cel mai tare, spuneam de poziționarea de cel mai, în momentul acela, copilul ce face? Se duce deasupra tuturor, exacerbează imaginea de sine, în momentul acela tot ceea ce este tot ceea ce îi se cuvine, cu alte cuvinte, eu sunt deja aici, eu sunt cel mai și atunci mi se cuvine totul și atunci toți ceilalți trebuie să se pună la dispoziția lui. Se numește egocentric. Da? Asta e tipologia umană, adică în literatura de specialitate numim egocentric, motiv pentru care el este în centrul atenției și el captează toată atenția și va face orice să capteze atenția. Un copil care s-a fost obișnuit să stea pe poziția de cel mai,
Pe măsură ce merge în viață, ca să poată să-și mențină identitatea pe nivelul ăla, va căuta non-stop să fie cel mai, cel mai. Și se îmbracă într-un mod care să-l scoată în evidență. Se poziționează, merge într-un spațiu, își pune picioarele pe masă sau, mai știu, dansează pe masă sau se duce într-un mediu, începe să țipe, să ule sau să manifeste în așa fel încât lumea să se uite la el și pentru că îl validează în postul, tu ai venit, draga mea, dragul meu, ia uite ce îmbrăcăminte ai tu, ce câte știi tu, că... Acea non-stop, hai să zicem, poziționarea celorlalți în raport cu el, prin care îl scot pe el în evidență și îl ridică deasupra, îl fac pe el, de fapt, să trăiască ceea ce a fost obișnuit să trăiască. Ăla e motivul pentru care va rămâne și va plăti tribut acestei nevoi și non-stop va căuta să se ducă în raport cu ceilalți, astfel încât să primească non-stop acea confirmare a poziției pe care stă. În momentul în care nu mai are confirmare, pentru că a fost dedicat pe un piedestal, e cade înapoi într-un dezechilibru emoțional. Ei, în momentul în care vorbim de imagine de sine, adusă prin sine, cu alte cuvinte, este imaginea pe care eu o văd la mine, ăla e momentul în care validez sau invalidez viziunea celorlalți despre mine. Dacă ceilalți îmi spun, ești o ființă foarte capabilă, dar eu nu văd acea capabilitate, măcar unul dintre toți ceilalți este realist, adică tu. Da? Dacă copilul tău învață să se auto-echilibreze, în sensul că eu vin în mediul social și îmi spune, tu ești o ființă deosebită, ești fantastică și tu știi în interiorul tău că nu-i doar așa. Atât, poate pentru tine sunt o ființă fantastică, pentru mine sunt atât. Da? Ăla e momentul în care devii realist de ceea ce știi, ceea ce nu știi, de zonele pe care le cunoști, care nu le cunoști. Adică o persoană care are stimă de sine nu o să se apuce niciodată să zică eu știu zona aia dacă el n-a nicio treabă cu zona respectivă. Nu o să se apuce niciodată să postuleze în afară că el este expert pe o anumită zonă dacă el n-are nicio treabă cu acea zonă. Da? Ăla e motivul pentru care oamenii care sunt foarte mult în extern caută să primească feedback și se îmbracă cu acel extern și își creează cămăși, imagini, titulaturi și toate cele, versus cei din intern care merg în această expertiză internă, care îi face să fie conștienți mai mult, adâncesc tot mai mult procesul, îndreptându-se către ceea ce spuneam, către centrul ființei lor. Da? Și am desenat data trecută aici, despre identitatea noastră. Bun. După care am mers la un exercițiu și am spus, identificați acele cuvinte expresii prin care manifestați, afirmați, justificați lipsa de stimă de sine. De ce? Pentru că problema nu este că ai o stimă de sine foarte mare. Problema socială din societatea noastră. Oamenii nu au stimă de sine, motiv pentru care își creează în afară o identitate în raport cu ceilalți, ca ceilalți să-i accepte, adică să fac și o parte din clubul vostru. Tocmai apartenența la aceste clustere, la aceste cluburi, la aceste grupuri sociale, te fac pe tine să te izolezi de identitatea ta adevărată. De ce? Pentru că în momentul în care, și o să desenez aici, da? Dacă tu te afli în centrul ființei tale, aici vorbim de zona de subconștientul. Și aici este conștientul tău. Ăsta din exterior. Ca ziceam noi că e 5-7% din... Da. Așa. Dacă tu îți creionezi o identitate și bucata asta este doar un adendum la identitatea ta care te ajută. Da? Și asta e imaginea pe care ți-o creezi doar ca să faci parte dintr-un grup. Tu nu mai faci parte din celelalte grupuri. Cu alte cuvinte, te izolezi în raport cu totul ca să câștigi o unitate... Mult mai mică. Mai mică. Adică, exact ce faci în raport cu un partener de cuplu, ce faci în raport cu mama, cu tata, exact ceea ce faci în raport cu sora. Familia mea este. Da? Și atunci, în familie poți să pui sora, fratele, mama, tata, soțul, soția, copiii. Fără să înțelegi că, de fapt, familia ta este familia globală. În momentul în care te izolezi și te fracturezi și devii o bucățică din tot ce poți să fii, copilul acesta, în loc să se vadă în adevărata lui splendoare de aici, se vede într-o mică identitate, o valoare de, hai să zicem, de criză. Adică, dacă te vezi în 0,5%, da? Și atunci te reduci doar ca să faci parte din acest comitet sau acest grup, apartenență la grupuri sociale. Ei, în momentul în care copilul este învățat sau este ajutat să identifice ce anume, prin ce cuvinte își manifestă lipsă de stimă de sine, de fapt el spune care sunt cuvintele care te separă pe tine în a te identifica cu adevărata ta identitate. De ce? Pentru că stima de sine începe și se termină în interiorul tău. Cu cât ai stimă de sine mai mare, adică cu ai o stare de conștiență mai mare asupra propriei persoane. Stima de sine începe în momentul în care ești conștient de tine. Ăsta e motivul pentru care există tehnici de lucru, de exemplu aici în Iași există o grădiniță, Paradisul Copiilor, unde sunt și băieții mei la grădiniță.
Ei lucrează, au foarte multe exerciții, atât pe extern cât și pe intern. Cu alte cuvinte, copilul este învățat, cel care este în intern, să meargă și în extern, să-și manifeste identitatea internă, să coreleze cu externul. În același timp, cei care sunt foarte mulți pe extern, să coboare în interiorul lor. Ăsta e motivul pentru care, dacă ne uităm în tot felul de modele de parenting, se vorbește foarte mult de mindfulness, da? Adică să-ți umpli mintea cu propria identitate. În loc să-ți creionezi o imagine de sine pe care să o postulezi, umple-te cu adevărata ta identitate, adică umple-te cu tine, așa cum ești tu, nu neapărat cu o imagine pe care crezi că ești. În momentul în care tu cobori și te liniștești și imaginea ta externă, care a fost controlată pe viziunea celorlalți în raport cu tine, ușor-ușor se sterge și devine așa, perimată, ștearsă, fără valoare, începe să se vadă adevărata ta imagine de sine. Ăla e momentul în care nu mai ai nevoie de validări externe, pentru că tu deja știi ceea ce ești. Asta are nevoie un copil. În momentul în care identificăm toate acele manifestări, afirmații, capacitive exprimate, prin care eu mă separ de mine și, de fapt, manifest un ego, o valoare, identitate egotică, identitate egotică, se numește eul mic. Da? În tehnicile spirituale, eul mic. Da? Mă duc în eu sunt aici. Și atunci, în momentul în care un om vorbește din poziția eu sunt, vorbește din faptul conștiinței de sine legat de propria lui valoare. De aici vine acea putere, eu sunt ceea ce sunt. Dacă eu sunt profesor de engleză și mă reduc la un profesor de engleză, fac parte din echipa profesorilor de engleză. Dacă eu sunt profesor de franceză și doar la atâta mă văd, eu sunt inginer, da? Se duce la un om și zice, cine ești tu? Și el zice, primul lucru pe care o să-l fac o să zică, eu sunt economist, eu sunt psiholog, eu sunt facilitator, eu sunt doctor. Adică se identifică cu funcția. Atenție, funcția este doar o interfață de lucru în spațiul de manifestare. Tu nu ești funcția, dar ăsta e doar un colaj. Adică să spui că eu sunt cititor, eu sunt vorbitor, eu sunt... Adică ar trebui să spui toate acele calități, capacități, numai că tu nu le spui pe toate, spui doar cea care consideri că este cea mai valoroasă în raport cu ce? Cu mediul în care te manifesti. Și în felul acesta, în loc să ne identificăm cu adevărata noastră valoare, ne identificăm cu etichetă și ieșim din cadrul referențial. Și asta se întâmplă la copii. Și începe totul prin a-l potența pe copil că este cel mai și el poate. Și poate pentru tine ca părinte, ca tu să găsești o validare a faptului că tu nu poți și poți prin el. Da? Spuneam la emisiunea anterioară că copilul este extensie, un braț pe care îl împing în față, în care se trăiască experiența pe care eu nu sunt dispus să o trăiesc. Adică el să se sacrifice, eu nu mă pot duce acolo, că am o rușine, dar du-te tu. Eu nu pot, că mie mi-e teamă, dar du-te tu, sacrifică-te tu. Fii tu, să-ți fie ție rușine la început, că vin eu după aia, după tine. Da? Se numește, adică copilul nu are atât de multă valoare pentru tine cât este acolo. Și atunci, în momentul în care vorbim de întoarcere, avem nevoie să identificăm care sunt acele justificări prin care nu mă văd pe mine. Dacă nu mă văd, înseamnă că nu mă pot considera. Dacă eu am o lipsă de viziune despre mine, eu nu știu limba engleză, eu nu iubesc, eu nu sunt suficient de bună, eu nu sunt capabilă, eu nu știu acolo, eu nu pot acolo. Toate acele eu nu pot intră în sub eu nu sunt, eu nu știu, intră în separarea de eu sunt. În momentul în care mă duc în eu sunt, indiferent care este capabilitatea, aptitudinea, eu o pot manifesta în timp. Nu trebuie să o manifest neapărat acum, dar pe măsură ce mă întâlnesc cu ea, eu pot să o fac. Dacă copilul devine conștient faptul că el nu știe limba engleză de acum, dar pe măsură ce o practică, poate să manifeste limba engleză, eu sunt o posibilitate infinită de manifestare, doar că manifest atât aici, mâine o să manifest un pic mai mult, poimine o să manifest un pic mai mult și învață ușor-ușor să-și exprime potențialul într-un mod creativ care să-l ajute să-și crească ideea asta, încrederea în sine, motiv pentru care în momentul în care intră în relația cu piața, cu externul, n-a nicio problemă să se exprime, n-a nicio problemă să-și etaleze propria identitate printr-o expresie pe palierul ăsta, pe palierul ăsta, pe palierul ăsta, pe palierul ăsta. Da? În momentul în care spuneam la exercițiu, după ce am identificat aceste cuvinte, manifestări, care exprimă lipsa de stimă de sine, am zis să găsim opusul lor. Și am zis, nu, eu nu știu limba engleză versus eu știu limba engleză. Da? Și spuneam că în momentul în care eu știu limba engleză, eu mă uit la ceea ce nu știu versus la ceea ce știu. Nu știu, de exemplu, din limba, știu 300 de cuvinte sau știu 30 de cuvinte și nu știu pe celelalte. În loc să pun accentul sau să mă uit la ceea ce nu știu, mă uit la ceea ce știu. Apropo de, se spunea că Dumnezeu e mare și ți-a dat toate posibilitățile și tot dreptul să alegi cum o să fie viața ta, să alegi.
alegerea vieții pleacă de la credință. Dacă eu aleg să nu știu limba engleză, niciodată nu o să știu limba engleză. Bun, iartă-mă că te întrerup, dar vreau să spun următoarea întrebare. Te rog. Limba engleză cum înveți? Deci nu știu, dar pot învăța. Ce te faci în momentul în care spun, apropo de ce spuneai tu, nu pot iubi, de exemplu. Nu pot iubi. Nu pot iubi sau nu simt iubire. Da, asta o înveți. Dar când e vorba de iubire, acolo vine din interior. Nu pot iubi versus nu simt iubire, da? Da. Că mai degrabă e asta, cu simțitul. Da. Pututul este o funcție mentală. Mentalului. Vine din interior. Simt iubi. E o emoție până la urmă. Ok. Care este opusul ei? Pot. Pot iubi. Spune-mi opusul. Eu simt. Sau eu iubesc, nu știu. Simt iubire. Da. Iubesc, da? Mhm. Ok. Aș vrea să identifici trei momente în viața ta în care ai putut iubi. Doar să-l identifici, nu trebuie să mi le spui mie, doar să zici, ok, știu momentul ăla în care am putut iubi, chiar pentru 5 minute, pentru 30 de secunde. Mm. Trei ființe pe care le-ai putut iubi. Poate să fie materiale, imateriale, poate să fie animale, poate să fie plante, Dumnezeu, pe cine vrei tu. Doar că ai manifestat această facultate. Da, da. Da. Super, am un moment. Alt moment aș vrea să identific. Da, al doilea și da, al treilea. Super. Acum aș vrea să identifici trei momente în care ai simțit iubire. Nu contează pentru cât timp și cât de profund a fost. Dar ai simțit iubirea. Da. Încă una. Hai că ți-ai simplu, în tabere dau și 50 de momente. E din scurt așa să-mi aduc acum să gândesc. De-aia am dat 3, n-am dat 50. Da. Azi te-am ajutat. Bun. Pot fi aceleași cu pot cele să fie, de sus? Atenție, când poți iubi, poți să simți și iubirea. Păi asta vreau să spun. Deci super. Una a fost separată și două sunt de acolo de sus. Dar aș vrea să mergi în ele, să simți că iubești acolo în ele. Uh-huh. Aș vrea să mergi. Și când ești acolo și simți iubirea din momentul ăla, aș vrea să spui da. 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 Super. Rămâi în starea aia și aș vrea să-mi spui dacă acum iubești, întorcându-te cu gândul la prezențele în raport cu care ai manifestat iubirea. Da. Un alt moment în care ai iubit. Da. Mai fun? Încă unul. Te încerc amot. Nu că n-aș fi iubit, dar nu sunt lucruri, adică nu sunt momente. Atât. Ajungem de așa acolo. M-am blocat. Ok, eu am timp. Gândește-te, un animăluț, o pasăre. Păi le-am pus. O pisică, un copil. Am pus. Un copil. Andrei, da. Gata? Gata. Super. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care eu, atenție, noi avem memorie, atenție distributivă, da? Și ne uităm unde ne interesează să ne uităm, astfel încât să validăm propria viziune interioară. Mai devreme ai spus, eu nu pot iubi. Și mă uit exact în dinamicile de viață, mă uit exact în experiențele de viață, care justifică foarte clar viziunea de faptul că eu nu pot iubi. Ai zis, eu nu simt iubire. Și te uiți și te raportezi la toate evenimentele din viața ta în care n-ai simțit iubire. În momentul în care te raportezi doar la astea care justifică poziția în care tu stai și care o aprofundează și te lasă poziție fixă, ăla e momentul în care nu o să mai vezi niciodată astea care care te poziționează, aceste experiențe care te duc unde? În pot iubi, simt iubire, iubesc. Înțelegi? Adică poți. Adică poți. Simți. Adică iubești. Poți. Adică unde ți-e atenția, ți-e energia. Ăsta e motivul pentru care oamenii mor după credința lor. Și nu o spun eu, o spune Biblia.
Oamenii sunt vii după credința lor. Ăsta e motivul pentru care întoarcerea către o viață vie, către o viață cu adevărat vie în interiorul tău, începe în momentul în care ții atenția de pe ceea ce nu vrei să fii sau ceea ce nu favorizează manifestarea vieții vie, adică manifestarea iubirii, și ți-o muți pe ce? Pe ceea ce favorizează iubirea. Cu alte cuvinte, în loc să te uiți și să stai în relația cu eu nu pot și să te uiți în toate momentele în care n-ai putut, uite-te doar la momentele în care poți și manifesti deja ceea ce vrei să atingi, să manifesti. Și în momentul acela, pe măsură ce deștepți în tine amintirea acelor lucruri, te duci în stare emoțională și starea emoțională te umple, motiv pentru care toate aceste amintiri dureroase care te stăpară de iubire se șterg. Și așa iată metoda. Și asta e vindecarea la nivel de suflet. Bravo, mulțumesc. Cu drag. Okay. În momentul în care ne-am întors și am găsit opusul, opusul lor, exact cum am făcut la exercițiul precedent, afirm opusul. Eu pot iubi, da? Uh-huh. Pot să identific momente din viața mea în care am manifestat iubirea, da? Momentul 1, 2, 3 sau moment, afirmați opusul lor. Eu nu sunt, nu știu limba engleză. Aș vrea să spui un moment în care tu ai știut limba engleză, în care ai afirmat un cuvânt care exprima faptul că tu știi o bucățică din limba engleză. Yes, of course. E un moment, da? Adică, am deja un cuvânt care să merge mai departe, da? În momentul în care eu identific faptul că știu două, trei cuvinte, trei fraze, pe astea construiesc mai departe dezvoltarea lor. Dacă eu construiesc pe ceea ce nu știu, niciodată nu o să pot să construiesc, pentru că o să fie non-stop un vid pe care îl creez și pe care îl mențin cu forța sufletului meu. Asta e legat de abundență, apropo de cei care caută abundență, putere financiară și toate cele. Construiești pe ceea ce ai, ești deja. Nu pe ceea ce nu ești. Lumea zice, vin persoana la tine, zice, tu nu poți să mergi acolo, nu poți să faci aia. Tu nu poți, după credința ta, dar eu după credința mea pot. Și uite, motiv pentru care construiești aici, peste asta construiesc asta, 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 asta. De aia se zice, fiecare îi se dă după credința lui. Copiii, dacă sunt învățați, că îi se dă după ceea ce cred, dar nu poți să crezi la nivelul extern. Crezi prin propria viziune internă, pentru că n-ai forță aici. Da? Forța asta, identitatea ta externă este dată de viziunea celorlalți și ești dependent de ea. Și devii tributar și plătești tribut toată viața ta. În momentul în care viziunea ta internă se desfășoară și crește, ăla e momentul în care n-ai nevoie de validări externe și crești ca identitate internă și pe măsură ce tu îți dai interiorul tău, tu îți dau din afara ta. Înțelegi? Ca tu să poți să primești, în primul rând, tu ai nevoie să-ți dai. De aia zice Dumnezeu. De aia zice, Dumnezeu te va primi în rai când tu vei fi pregătit să intri în rai. Nu e ca și cum raiul nu te așteaptă. Cine nu îți dă posibilitatea? Păi tu nu ți-o dai. Așa e și cu un copil. Un copil care nu-și manifestă un potențial este pentru că nu crede că poate să-l manifeste. Cine i-a spus că nu-l poate? Că nu poate? Păi această lipsă de stimă de sine, care este fundamentală. După ce afirm de mai multe ori, și asta pot să o facă părinții, nu numai copiii. De ce? Pentru că copiii copiază părinții. Dacă părintele zice e greu, copilul zice e greu. Și merge în postura în care totul e greu. Până cât timp e greu? Până când devine ușor. Cam atât durează. E greu până devine ușor. E foarte simplu. Afirmați opusul lor, internalizați viziunea despre sine pe măsură ce rostiți afirmațiile pe opus. Adică pe cele pe valoare pozitivă. Eu știu limba engleză. Știu asta. Mă focalizez pe ceea ce știu, sunt, am ajuns deja. Versus pe ceea ce nu știu încă. Observați cum vă simțiți când relația cu voi și cu ceilalți, pe măsură ce vă identificați cu opusul. Observați modul în care ceilalți, mediul, vă percepe diferit pe măsură ce afirmați noua identitate. Ce înseamnă asta? Dacă la început mediul era cel care te percepea și îți dădea credințele sau viziunea lor despre tine, în momentul de față, cu cât tu transmiți în afară mai mult noua ta identitate, toți cei de aici care înainte satisfăceau viziunea ta despre tine internă, că tu nu poți, nu știi sau ai prea multă valoare de sine, vor veni și îți vor transmite feedback-ul exact pe valoarea pe care tu o transmiți în afară. Dacă eu știu că pot și știu sigur că pot, ceilalți vor veni în raport cu mine bazate pe ce? Pe credința mea că pot, pe știința mea clară și concretă că eu pot. Nu o să mai fie doar un feedback, văd la tine că pot să manifest această coajă. Nu. Simt la tine că manifest acest lucru, îl simt în interiorul meu și îți transmit ție faptul că simt la tine că tu îmi transmiți mie această idee. Nici ca și cum. Tu ai încredere în tine. Eu mă apropii de tine și în momentul în care mă apropii de tine simt că tu ai o mare încredere în tine. Și ce spun? Simt că ai mare încredere în tine. Și am încredere să vin în relația cu tine pentru că tu ai încredere în tine. Dacă tu ai o neîncredere în tine,
și îmi transmiți mie la nivel de câmp că tu ai neîncredere în tine, eu o să simt că n-ai încredere în tine și în momentul acela pot să vin în relația cu tine? Nu, pentru că tu nu ești pregătită să intri în relația cu mine atâta vreme că tu n-ai încredere în tine. Uh-huh. Și atunci, din start, te evit. Da. Înțelegi? Ăsta e mecanismul. Și e foarte simplu. Tot ceea ce transmitem în afară, ceilalți vin și reproduc în relația cu noi. Odată reproducem de la nivelul conștiență, odată reproducem de la nivelul subconștientului. Și atunci, în momentul în care eu transmit în afară tot ceea ce eu știu despre mine, exteriorul vine și mă răsplătește după credința mea. Și asta e legea manifestării. Copilul are nevoie să înțeleagă faptul că tot ceea ce el știe în interiorul lui că este, va transmite în afară și mediul extern o să vină să-i concluzioneze ceea ce este sau nu este. În măsura în care imaginea de sine crește, creată de el, nu de ceilalți, și este validată și dusă într-un punct în care el știe foarte clar că merită, are valoare, că se poate descurca, dar o știe prin ce? Prin propria experiență, prin poziționarea lui în cadrul experiențiale foarte clare. Și știe din experiența lui că poate să facă față anumitor condiționări, anumitor încercări, va transmite în afară, eu mă descurc. Și atunci vor veni către el persoane care îl vor pune într-o postură în care să-și depăsească propria viziune. Și în felul acesta crește. Ei, în momentul în care repetăm continuu și observăm că ne schimbăm în interiorul nostru, pe măsură ce repetăm afirmația asta, Ce se schimbă? Păi crește încrederea în mine, crește încrederea să manifest și să vorbesc limba engleză. Până acum ziceam yes, of course. După aia merg și folosesc două, trei cuvinte pe care le știu, dar n-am avut curajul să le pronunț, pentru că nu știam dacă pronunț bine sau rău. După care mă duc și citesc o carte, după aia mă duc și la un film, mă uit la subtitrare și încep să corelez informațiile. Și încep să învăț, de pentru că eu am început să-mi dau voie să învăț. Nimeni altcineva n-a făcut-o înainte asta. Nimeni nu poate să te forțezi bine să-ți dai voie să faci un lucru. Tu ai nevoie să începi să-ți dai voie, pe măsură ce capeți încredere în propria ta persoană. Un părinte nu poate să dea încredere unui copil. În schimb, îl poate schilodi, transferându-i un plus de încredere pe care nu o are. Tu n-ai încredere în tine, dar am eu încredere suficientă cât să ai tu încredere în tine. Nu există așa ceva. E o deformare care, pe care copilul nu mai știe cum să... Ok, înseamnă că partea asta pe care eu o simt în interior nu este adevărată, o suprimă. Și o cred pe mama că ea știe mai bine. Tu nu știi, eu știu. De unde știi tu? Că tu nu simți ceea ce simt eu. Da? Da? Și atunci apare un conflict în interiorul copilului care rupe situația. La fel se întâmplă și între partenerii de cuplu. A, draga mea, a, dragul meu, eu știu că tu crezi că tu nu poți, dar eu știu sigur că tu poți. Îl încarci pe partenerul tău cu viziunea despre, după care el nu face altceva decât plătește tribut, adică merge și face orice ca să fie la nivelul tău de viziune despre el. Și ce ai făcut? L-ai îngenunchiat. Că de fapt el nu mai este în expresia lui liberă internă. Este într-o expresie în care satisface nevoia sau imaginea pe care ai proiectat-o asupra lui. Ăsta e motivul pentru care ajung copii medici și alte funcții, ingineri, economii și toate cele, fără ca ei cu adevărat să-și dorească să meargă acolo. Și atunci ajung în altă parte. Pe măsură ce observ modul în care eu mă simt în interior, realizez faptul că oamenii care mai înainte îmi validau propria viziune anterioară, nu mai sunt acolo și vin alții care validează ce? Noua viziune pe care o am despre mine, aceea pe care eu o manifest în afară. În momentul acela realizez că eu sunt are valoare fundamentală. Cu ce mă asociez este ceea ce devin, ceea ce sunt. Dacă eu sunt, eu zic, eu sunt iubire și repet de mii de ori, până când ajung să identific momente în care eu manifest iubire. Eu sunt iubire, eu manifest iubire, eu sunt bun, eu sunt blând. Și văd momentele în care manifest acea bunătate, eu dezvolt acea calitate, aptitudine, manifestare, care mă face pe mine să văd mai mult că eu sunt ceea ce afirm că sunt. Da? De-aia și Iisus zicea, eu sunt calea, adevărul și viața. N-a zis că este altceva. Eu sunt calea, adică eu sunt pe calea care duce spre Tatăl. Eu sunt adevărul pentru că stau în relație cu adevărul din mine, adică adevărul Tatălui. Eu sunt viața pentru că am dat în viață vie, adică m-am reformatat. Și eu sunt iubirea, pentru că iubirea este Tatăl, manifestarea Lui. Și la revedere, s-a terminat. În momentul în care copilul zice, sau părintele zice, eu sunt iubire, cu cât rostești mai mult eu sunt iubire, apropo de cei care vor să-și restructureze structurile de câmp, cu cât respezi mai mult eu sunt iubire, cu atât devii iubire. Te deschizi în raport, pentru că spui, eu sunt ceea ce sunt, recunosc în interiorul meu. În prima fază nu o vezi, nu o simți. Dar pe măsură ce o afirm, devii ceea ce afirm. De aia se spune, atenție ce afirm. Dacă copilul tău zice, eu sunt prost, aia o să devină copilul. Eu nu pot să fac asta, eu nu știu să fac asta. Ok, dar ce știi să faci din partea aia? Adică, mutat atenția către ceea ce știe versus ceea ce nu știe.
Și în momentul acela copilul, de la nivelul care știe, dezvoltă pas cu pas, până când ajunge să dezvolte competența de care are nevoie ca să o exprime în lume. E ok până aici? Da. Eu îți spun ție că presupun că spectatorii... Eu sunt elevul acum. Așa, spectatorii sunt în aceeași măsură implicați. Așa. Mergem la următorul... Mai avem timp? Mai avem. Mai avem, dar o să ne grăbim. Aproape 15 minute. Aproape. Așa. Copiii cu stimă de sine ridicată și raport cu copiii cu stimă de sine ridicată, nevoile lor de bază. Păi, în primul rând, copilul cu stima de sine ridicată are nevoie de conectare și relaționare. Asta ce înseamnă? Că copilul care este în intern, cu cât ești mai mult în interiorul tău, cu atât ai nevoie de mai multă conectare. Exact invers. Oamenii care sunt aici nu se conectează, da? Sunt doar un adendum la identitatea lor. Ei doar relaționează pe baza identităților de aici, nu pe baza adevăratelor identități. Cu cât sunt trași mai mult în interior și se identifică cu ei, cu atât relaționează nu cu grupul ăsta la care a aderat, un grupuleț, ci cu toate grupurile care există în lume. Și în momentul acela e pregătit să accepte tot ceea ce există. Vreau în momentul în care este pregătit să accepte realitatea așa cum este. Omul care se reduce doar la atât, la asta, la asta, nu e pregătit să accepte toată realitatea, cu bune, cu rele, cu cum sunt. Și atunci, cu cât e mai conectat, cu cât este mai intern și cu cât stima de sine este mai mare, adică mai mult centrat în interiorul lui, cu atât nevoia de conectare și relaționare este mai mare. Copilul acesta o să spună non-stop, eu sunt iubit. De ce? Pentru că este deja în relație cu ceilalți. Cine l-a pus în relație cu ceilalți? El s-a pus în relație cu ceilalți. Un părinte nu poate să pună copilul în relație cu ceilalți. Ăsta e motivul pentru care, dacă există părinți vinovați că copiilor nu s-au pus în relația cu ceilalți și că au fugit din realitate, într-o formă sau alta, n-a fost treaba lor și nu o să fie niciodată treaba părintelui să pună copilul în relația cu ceilalți. În schimb, poate să faciliteze ca copilul să se întoarcă în relația cu ceilalți. Nu este, tu nu poți să forțezi pe cineva să-l pui pe copil, adică nu poți să forțezi copilul să se ducă în relația cu ceilalți. Nu poți să-ți forțezi copilul să se pună în relația cu Dumnezeu, cu creația, cu totul. În schimb, poți să facilitezi prin propriul exemplu ca el să vadă că există un model prin care poți să ajungi acolo. În momentul în care copilul știe că eu sunt iubit, că mă iubesc și că iubesc, ăla e momentul în care este pregătit să se deschide în raport cu ceilalți, să dezvoltă o relație de conectare, de relaționare, de interacțiune cu ceilalți. Cu alte cuvinte, dezvoltă o relație intergenerațională. Cu alte cuvinte, cu toți cei care sunt întrupați sau transgenerațională cu toți cei care sunt destrupați. Deja intrăm pe vindecări transgeneraționale prin prezență, prin prezența eu sunt. Dacă tu, de exemplu, spui în fiecare zi că eu sunt iubită și începi să accepți faptul că tu ești iubită și vezi în fiecare manifestare a celor din jur iubirea lor față de tine, chiar și un om care vine și spune nu pot să-ți dau bani astăzi. Și tu te stai și te uiți și zici, ok, în ce mod mă ajută faptul că el nu-ți dă ție bani astăzi? Când vezi acel ajutor divin care vine prin ceilalți, îți dai seama că ești mai mult iubită prin refuzul pe care ți-l dat versus dacă îți dădea bani. Înțelegi ce zic? Când vezi prin fiecare act divin, prin fiecare act extern sau intern, ca o manifestare a iubirii divinității care se exprimă prin toți în raport cu tine, da. Ăla e momentul în care simți cu adevărat că începi să fii, că ești iubit din ce în ce mai mult și atunci capeți mai mult încredere că ești iubită cu adevărat. Ăla e momentul în care începi să zici, deci dacă Dumnezeu mă iubește, dacă ceilalți mă iubește și exprimă, chiar dacă nu-mi dau, uite, nu vine cineva să-mi dea pâinea pe care am cerut-o, în ce mod Dumnezeu mă iubește? O privești cu iubire și acel gest. Exact. Dacă tu te uiți la acel ceva din perspectiva iubirii, viziunea ta despre lume se schimbă și când viziunea ta despre lume s-a schimbat, ce s-a schimbat? Totul. Totul, pentru că te-ai repoziționat și când te-ai repoziționat nu mai ai nevoie să trăiești prin intermediul acelei pâini care lipsește sau este prezent. Da? Da. În momentul în care realizezi acel lucru, este prima oară când adânc, fundamental în tine, simți că te iubești. Adică dacă ei mă iubesc și uite câte semne de iubire vin către mine și cum universul mă protejează, mă ține, ba acolo, ba acolo, ba acolo, prin refuz sau acceptare, mă ghidează. Ăla e momentul în care începi să te iubești cu adevărat. Nu mai este doar o iubire mentală, este o iubire pe care o percepi în interiorul tău, pentru că tu ești pregătit. Dacă universul mă iubește, înseamnă că eu merit să mă iubesc. Corect. Ăla e momentul în care poți să zici iubesc pe cine? Pe mine și pe toți ceilalți. Cu alte cuvinte, eu, identitatea cu care mă identific din interior, se iubește pe sine însăși și pe toți ceilalți. Care este opusul eu sunt iubit? Sunt urât. Sunt urât.
alt, la mă iubesc. Mă urăsc. Mă urăsc. La iubesc. Urăsc. Urăsc. Asta ce ne spune? Că oamenii care sunt aici, sunt aici tocmai pentru că au sentimentul că sunt urâți de ceilalți, motiv pentru care ei se urăsc pe ei, pentru că au sentimentul că nu merită să se iubească, pentru că ceilalți nu iubesc, și pentru că urăsc. Cu alte cuvinte, oamenii care se izolează în exterior și trăiesc prin intermediul acelor fațete, de fapt trăiesc un act de ură în raport cu realitate, față de ei, de ceilalți, plan de creație și Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care se izolează de identitatea lor adevărată, iar copiii care nu reușesc să se conecteze la ei sunt copiii care se urăsc profund pe ei. Se urăsc profund pe ei. Asta înseamnă că au deja un model în familie în care părinții se urăsc pentru că n-au fost la nivelul, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, n-au primit, nu au, se uită la gol versus la plin, nu se uită la ceea ce au versus la ceea ce nu au. Da? Și asta schimbă fundamental toată perspectiva. O altă nevoie de bază, care a fost numit nevoie de bază psihologice, este nevoia de competență. Adică, competență de învățare, de dezvoltare, de afirmare, de manifestare. În momentul în care dezvolți competențe, de fapt ce faci? Cine e cea mai competentă prezență din lume? Eu. Dumnezeu. A. Da? De ce? Pentru că El manifestă în timp real, într-un mod conștient, toate aceste competențe de creație sau de decreere a realității. Da? Acum creez ceva, acum o șterg, o recreez din nou. Dar este ca și cum menține în mintea lui internă, Dumnezeu menține în minte imaginea lumii. După care te lasă pe tine parte din mintea lui să modifici imaginea pe care el o păstrează, dar în backup el păstrează imaginea lumii în modul ideal, perfect. Adică Dumnezeu a creat o lume, după care i-a creat o dublură în care ne-a băgat pe noi. Iar noi avem posibilitatea să lucrăm în această dublură, care nu afectează prima dublură, adică prima adevărată realitate, și noi creăm în această dublură motiv pentru care ne facem școala vieții în ea. Da? În momentul în care noi intrăm pe zona de competență, de învățare, dezvoltare, afirmare, manifestare, rolul lor, acestor experiențe de viață, este pentru să intrăm în autenticitatea lui Eu Sunt. Cu alte cuvinte, cu cât eu mă manifest în spațiul de creație această dublură, când ajung la un nivel de competență în care manifest Eu Sunt iubit, mă iubesc și iubesc, ăla e momentul în care se face trecerea de aici aici. Cu alte cuvinte, interrelația cu Dumnezeu care potențiază totul și tu poți ajunge să potențiezi în rid cu El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu voiește prin tine. Eu sunt voia Lui și El voiește prin mine. Da? Și în momentul acela nu mai există o separare între tine și El. Ăla e momentul în care ai ieșit din singularitate și ai intrat în unitate. Apropo de legătura cu spiritualitatea, ca să înțelegem de unde plecăm și unde mergem. Da, da. În momentul în care copilul își manifestă nevoia de competență, copilul învață, dezvoltă, afirmă, manifestă tot ceea ce se află în planul de creație, care, atenție, planul de creație este creat de către Dumnezeu ca o dublură. E un dublu. Acolo vă manifestați voi, nu interacționez cu spațiul de creație în care există doar iubire. De ce? Pentru că nu aveți frecvență. Când o să aveți frecvența iubirii, veniți în relația cu mine profundă. Simplu, e ca la școală. Da? Copilul ajunge, pe măsură ce dezvoltă competențe, de la eu nu, care este opusul la eu pot? Eu nu pot. Nu pot. Mă simt capabil. Sunt incapabil. Sunt incapabil. Care este un sinonim pentru sunt incapabil? Nu știu, nu vine acum. Așa, unul, oarecare. Nu pot, am sus, da. Nu știu, nu-mi vine cuvântul. Sunt incapabil, da? Da. O să trec peste că mai avem puțin. Da, timp. Da, da. În momentul în care copilul stă în poziția asta, în care nu pot, sunt incapabil, el de fapt nu vede că poate și este capabil. Adică n-a intrat în potențialitatea eu sunt, eu sunt, adică eu pot să manifest asta, eu simt capabilitatea de a face asta, adică cine poate și simte capabilitatea și tot timpul exprimă realitatea pe care o poate manifesta? Dumnezeu. În momentul în care eu sunt iubire, mă identific cu adevărată meu potențial și mă duc în interiorul meu,
ăla e momentul în care copilul iese din identitatea că nu poate, motiv pentru care are nevoie de validări externe și susține non-stop că poate, pe o credință că el de fapt nu poate. Da, spuneam că oamenii care afirmă non-stop că pot, motiv pentru care părinții le-au zis că pot, de fapt interiorul lor nu pot. Da, spuneam că plusul pe conștient este minusul din subconștient. În momentul în care un copil în interiorul lui știe că nu poate, are nevoie de cineva să creeze o imagine falsă despre el că poate, motiv pentru care iese în lume, trăiește în relația cu ceilalți și identifică că poate, pentru că ceilalți au zis că poate, motiv pentru care el începe să facă. Este primul nivel de creștere la care trăim noi în societatea de astăzi. Deci cu toții ne aflăm undeva aici. Creștem prin relația cu ceilalți pentru că ceilalți zic că putem sau nu putem și avem, noi avem încredere în ei că dacă ei zic că nu putem, atunci nu o să putem. Dar dacă ei zic că putem, înseamnă că putem. Da? Pe măsură ce intrăm în interiorul nostru și descoperim această traumă în care spunem că nu putem, motiv pentru care simțim interiorul nostru că nu putem, o ardem și mergem către centrul ființei noastre, ajung să pot. Da? Copilul are nevoie să înțeleagă că poate și ca să poată, are nevoie să intre în competențe prin experiență. Eu pot să fac cartofi prăjiți. Păi, în primul rând, am nevoie să-i curăț. Dacă el nu are experiență de a curăța, ci doar crede că poate să-i curețe, nu o să știe niciodată că poate. Profund în el. De ce? Pentru că dacă a prăjit de 10 ori, i-a curățat și a prăjit, oricând în viața lui poate să manifeste această competență. La fel cu a mă simți capabil. Dacă el a învățat un lucru să-l facă, apropo că îi dau peștele sau îi dau undița, în momentul în care îi dai undița și îl înveți să pescuiască, toată viața va putea să pescuiască, versus îi dai un pește și la va aștepta non-stop să vină peștele de afară. Cineva să-i mai dea un pește care are valoare de pește. Da? După care, nevoia de control. Oamenii au nevoie să controleze. Da? Copiii au nevoie să controleze ce? În momentul în care cei de afară controlează prin proiecțiile pe care le fac asupra lor, viața lor nu le aparține. În momentul în care viața lor nu le aparține, sunt dependenți de cine? De cel care vine și spune că poate. Dacă cel din afară, mama vine și spune că poate și mama lipsește când el dă examen din sală, dacă mama nu e acolo să-i spună că poți, tu poți face exercițiul ăsta, el cade examenul. Pentru că el nu știe că poate în interiorul lui. Ca să ajungă să poată, are nevoie de experiență. Nevoia de control asupra vieții mele și a direcției mele de manifestare. Dacă copilul nu înțelege că drumul lui în viață, direcția, și-o poate alege singur, că este responsabil de direcția în care merge și că poziționarea în care se află, locul în care se află, locul de unde se uită, este validează lipsă de încredere versus încredere în propria prezență, cât știe, cât nu știe, adică o imagine clară asupra realității lui interioare, în momentul acela copilul este lipsit de control. Dacă copilul este aici, copilul este lipsit de control asupra vieții lui. De ce? Pentru că ceilalți vor spune dacă e bine sau nu e bine. Și non-stop se duce în relație cu ceilalți. E bine ce fac? Mamă, e bine? Mamă, e ok ceea ce fac? Și non-stop merg în validare cu partenerul. Dragul meu, draga mea, crezi că e bine să facem asta? Pentru că eu nu știu aici. De ce nu știu? Pentru că nu mă pot identifica cu acel ceva care sunt în interiorul meu. În momentul în care copilul are capacitatea să ia control, el poate să facă alegeri. De ce? Pentru că eu fac alegeri de aici, de unde pot să aleg, în ce direcție vreau să merg. De aici nu pot să fac alegeri, pentru că sunt doar o unitate în exterior. Sunt ca o bubiță pe piele. Da? Bubița asta nu se poate modifica. În schimb, dacă ești în interiorul tău, oricând poți să te duci într-o poziție de manifestare. Care este eu pot să fac alegeri, opusul? Nu pot să fac alegeri. Nu pot. Să fac alegeri. Care este opusul să iau decizii? Nu pot să iau decizii. Nu pot să iau decizii, ok? Și acum fac mai avem un pic și închid. În momentul în care eu să mă concentrez pe nu pot să fac alegeri, eu nu pot să iau decizii, ce se întâmplă în acel moment? Eu mă duc în poziția în care am nevoie să trăiesc realitatea în care eu nu pot. Și atunci am nevoie de cineva în afară care să-mi spună non-stop că pot. Și cu cât el îmi spune că pot, eu o să zic, da, nu pot și o să-ți demonstrez că nu pot. Și cu cât el are nevoie mai mult ca eu să pot, eu o să-i demonstrez și mă duc și distrug tot ceea ce el a construit prin mine ca să validez ce? Viziunea mea interioară. Ăsta e motivul pentru care viziunea interioară întotdeauna primează. Dacă îl crești pe copil și îl duci la rang de împărat, de rege, că împărat nu poate să fie. Împărat ești doar în interiorul tău, n-a zis, eu a zis-o Iisus. În momentul în care tu îl duci pe copil la rang de rege, în exteriorul tău. Și copilul nu este pregătit să se ducă pe poziția respectivă pentru că viziunea lui interioară este că este un cerșetor. Viziunea lui despre el este că e un cerșetor. Unde crezi că o să ajungă copilul ăla?
O să fie cerșetor. O să ajungă să distrugă împărăția, da? Regatul. Și o să ajungă să fie un cerșetor. De ce? Pentru că în momentul în care lucrăm cu un copil, atenție, nu lucrăm cu ceea ce el transmite în afară, lucrăm cu viziunea lui în interior. Și poți să întrebi pe copilul tău, ce te face să crezi că nu știi, nu poți? Lipsa de valoare de sine, da? Asta înseamnă că e pe partea opusă. Dacă copilul tău zice, eu mă iubesc, eu te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, un copil care spune te iubesc, se iubește deja, că nu poți să iubești ceva din afara ta decât dacă te iubești pe tine, pentru că cel din afară este o proiecție a interiorului tău. Uh-huh. Dacă copilul vine către tine și te iubește pe tine, este pentru că iubește parte din el. Dacă copilul urăște ceva în afara lui, este pentru că nu se vede pe sine în bucata aia. Dacă copilul nu poate, este pentru că pe bucata aia din interiorul lui, el nu se vede pe sine. Înseamnă că cineva a înscris o traumă aici. Uh-huh. Că m-a întrebat în emisiunea trecută, ce rol au tabele? Asta e o vindecare transgenerațională, în care scoatem traumele, în care nu pot, nu știu, nu sunt capabil, le scot la suprafață astfel încât să rămână spațiu liber ca copilul, omul, adultul, copilul de 30, 68, 70 de ani, să ajungă în interiorul lui. Și asta înseamnă mișcare, da? Adică vindecare de la stimă de sine versus imagine de sine. Stima de sine este viziunea mea despre mine, care îmi dă stima de sine. Nimeni nu poate să-mi dea o stimă de sine. Aia e falsă. Este, de fapt, o imagine de sine. Și asta e viziunea celorlalți în relația cu mine. Iată că am încheiat ciclul acestui subiect sau mai urmează? Cu siguranță mai urmează. Mai urmează. Dar asta este partea a doua a emisiunii, pot să zic că dintr-o bucată, adică o emisiune făcută din două bucăți, emisiunea trecută și emisiunea aceasta, vorba de stima de sine și imaginea de sine. Stimați telespectatori, nu e chiar atât de simplu, dar cred că dacă aprofundați puțin, vă veți regăsi în toată povestea asta, așa cum am regăsit și eu și cum ne regăsim fiecare. Discutam înainte de emisiune cu Alexandru că este foarte multă psihologie aici și, sincer, vă spun, m-am mirat că un om care nu a făcut facultatea de psihologie deține atât de multe informații despre asta și dacă îmi dai voie să spun o întrebare înainte de a ne lua rămas bun de la telespectatori, pentru a ști toată lumea că poate, dacă tu poți, înseamnă că fiecare poate, cum ai ajuns până la acest nivel, fără să faci o facultate de psihologie? Am studiat, am cercetat și am făcut ceea ce eu în termeni, cei care au lucrat cu mine știu, se numește practică. Deci, adică meditație. Meditație. Deci cuvântul meditație se transformă, de fapt, din practică, nu? În practica pe care ai făcut-o. Meditația înseamnă eu care eram aici, da? Să cobor aici. Așa. Asta e meditația, adică să-ți muți atenția de aici, aici, astfel încât să ajungi să te vezi pe tine interiorul tău și ușor, ușor să faci un transfer și încerci să privești viața și lumea de aici. Am înțeles. Cu alte cuvinte, așa cum spune Domnul nostru Iisus Hristos, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți și până nu vei cunoaște iubirea din tine, în tine și din tine, nu vei putea să vezi nici în exterior ce înseamnă să iubești. Este așa? Iar acel ceva din interiorul tău este, de fapt, bucățica aceea de Dumnezeu, acea scânteie divină, pe care tu îi spuneai că este realitatea pe care Dumnezeu a făcut-o, nu? Și care se exprimă prin toți, da? Prin spuneam toți, aici, da. Înainte să terminăm. Aici, nu? Nu, la pagina asta. Aici. Că noi ne aflăm aici, dar toți cei care vin în relația cu noi sunt, de fapt, expresia identității noastre. Pe nivelul ăsta, 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 până aici. Adică în relația cu noi tot timpul vin toate treptele de experiență, de interacțiune, pe toate palierele. Toate nivelele subconștientelor sunt în relație cu noi. Toate nivelele supraconștientului sunt în relație cu noi. Doar să intrăm în relație cu ele. Uh-huh. Mulțumim, Alexandru, pentru încă o lecție foarte interesantă și recomand din nou și rog telespectatorii să privească aceste emisiuni de la început, de la prima până la cea prezentă. Și, bineînțeles, venim cu rugămintea de a o da mai departe, pentru că informația trebuie să circule și dacă Alexandru face un sacrificiu și vine la Piatra Neamț să transmită informațiile prin intermediul nostru, cred că este de bun augur ca și dumneavoastră să le trimiteți mai departe, decât cu un share, pur și simplu.
Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, iubiți-vă așa cum Dumnezeu ne iubește pe toți, să ne iubim între noi, pentru că ăsta este până la urmă secretul existenței. Dumnezeu este iubire și noi de asemenea. La revedere, mulțumesc încă o dată, Alexandru. Cu mare drag. Și te așteptăm săptămâna viitoare. Sau peste două săptămâni, trei, când vei reveni, pentru în că... În momentul potrivit. În momentul potrivit, așa îi place lui să spună că toate vin de la sine. Ok, la revedere și dumneavoastră și un weekend minunat vă dorim.